eu eram la, păzeam cutiile și a venit polițiștii doi și cu doi de la ăștia, de băieții ăștia, și s-a dus la în colonii, s-a dus pe urme în colonii. Și eu am mai stat o jumătate de oră, dacă nu și mai bine, lângă cutiile alea acolo și vedeam lanternele, că avea lanterne de alea puternice, cum fâlfâia pe acolo, pe colonii. Și pe cine o fi mai întrebat pe acolo, pe paznici aia, pe la firmele alea pe acolo. Că am, înapoi n-a mai venit poliția, a venit decă băieții ăștia la stâng de la Viteva după, la sfârșit, n-a mai venit poliția. Și de-aia nu știu când a luat ranga aia, cred, probabil a luat-o când, prima dată, când au fost acolo, în fapt. Era ranga și șurubul lângă, și lacătile ei, deci era grămadă, nu le-a spart. Și a luat numai ranga, da, da, ranga era, un levier mare, o rangă mare. Nu știu, dar v-am mai spus, era un băiat care lucra la ăsta, la Lucian acolo, chiar locuiește în colonie și o să încerc să-l sun, să vorbesc cu el, să-l întreb așa mare. Că trebuie să-i cunoască pe ăștia, dar nu poți să-i, mai dacă nu i-ai pus. Degeaba știi că-i poți. Erau prima, sunat că ți-mi zis, că a fost la Basim, primul rețul ăla, dacă dai mai încet, mai aia, mai, eu știu, un somn în Mircea, că dânsul le are pe astea. Păi... Da. Da, da, da. Dacă asta aceea și în divizie. L-am sunat, da, azi noapte. Ai văzut că ți-am zis că-l sun. Mai bine le bag la Mihaela.